Care este cea mai bună metodă de a evangheliza musulmanii care doresc să afle mai multe despre Hristos și creștinism? Mulți misionari din țările islamice spun că e important ca musulmanii să primească o Biblie în limba lor, una pe care o pot înțelege ușor și care să fie sensibilă la cultura lor. Orice traducere a Bibliei trebuie să se adapteze culturii și cititorilor. Noi, creștinii marocani, am încercat să avem o Biblie relevantă pentru frații și surorile noastre marocane. Rahid s-a convertit de la islam, iar acum este gazda emisiunii în limba arabă, Întrebări îndrăznețe. El a ajutat la traducerea Bibliei în dialectul său marocan. De exemplu, marocanii nu știu ce este o sinagogă. Nu avem așa ceva în Maroc. Poate că sunt în câteva locuri, dar nimeni nu știe de ele. Cu aprobarea întregului comitet am schimbat sinagoga cu loc de rugăciune, ceea ce și este o sinagogă. Dar cum rămâne cu subiecte mai importante, precum Trinitatea? Trei traducători ai Bibliei, organizațiile Wycliffe și Frontiers și Institutul de Lingvistică Summer, sunt criticați de unele organizații creștine din cauza unor traduceri controversate ale Bibliei în limbile arabă și turcă. De exemplu, referințele la Dumnezeu Tatăl sunt înlocuite cu Allah. Referințele la Isus sunt înlocuite cu Mesia. Versetul din Matei 28:19, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, devine, curățându-i în apă, în numele lui Allah, a lui Mesia și a Duhului Sfânt. Rahid spune că acești oameni vor să prezinte musulmanilor o evanghelie inofensivă. Dacă încercăm să nu îi jignim, ce ar trebui să facem cu momentul crucificării lui Iisus Hristos? Crucificarea este ofensatoare. Ce ar trebui să facem cu Evanghelia? Vor crede că s-a schimbat, că nu mai este cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să scriem că Mohamed este profetul lui Dumnezeu? Ar trebui să îl includem și pe Mohamed ca să nu îi ofensăm? Todd Nettleton lucrează pentru Vocea Martirilor și este mai puțin critic. El spune că modalitatea perfectă pentru evangelizarea musulmanilor este ucenicia. Cred că la început trebuie să predicăm ceva diferit și să le spunem, asta poți înțelege acum. Ești musulman și ai crescut în acest mediu. După un an de credință creștină poți înțelege mai multe. Apostolul Pavel a vorbit despre laptele și carnea spirituală. Este o vreme pentru amândouă etapele. Organizația Wycliffe din Statele Unite spune că salută decizia Institutului Summer de a nu aproba încă tipărirea a, cităm, traducerea Scripturii care este criticată pentru o vreme. Ei au promis să intre în discuții și să permită revizuirea traducerii de către teologi, profesori, traducători și alții care îi vor ajuta și în viitor ca să traducă Biblia. Episcopii americani au îndemnat catolicii americani să-și apere libertățile religioase garantate de Constituție. Ei au redactat un document intitulat Cea mai prețuită libertate. Printre altele, conducerea catolică a criticat o nouă lege a administrației Obama care obligă toate instituțiile ce oferă asigurări private de sănătate instituțiilor religioase să includă în planul lor contracepția și sterilizarea drept servicii preventive pentru femei. Niciodată până acum nu a mai obligat guvernul federal indivizi și organizații să meargă la piață și să cumpere un produs care violează conștiința lor. Președintele Obama spune că aceste servicii sunt doar pentru persoane individuale. Angajatorii nu vor trebui să plătească sau să asigure servicii de contracepție, dar femeile care lucrează în aceste instituții vor avea acces gratuit la servicii. După săptămâni de deliberare, episcopii au formulat următoarea declarație. Dacă astăzi ne confruntăm cu legi nedrepte, atunci catolicii din America, în solidaritate față de concetățenii noștri, trebuie să avem curajul să nu le respectăm. Niciun american nu-și dorește aceasta, niciun catolic nu acceptă aceasta. Dar dacă vom fi forțați, o vom considera o datorie de cetățean și o obligație de credință.
Sondajele arată că mulți catolici folosesc anticoncepționale în ciuda învățăturii bisericii împotriva lor. Dar avocatul Mark Lienzi, care reprezintă biserica în instanță, spune că acest fapt nu ar trebui să fie un argument pentru Casa Albă ca să încalce Constituția. Toți se bucură de libertate religioasă, dar pentru că unii catolici fac ceva de bunăvoie, nu îi poți forța și pe ceilalți să facă aceasta. Constituția nu funcționează astfel. Chiar dacă lupta a fost începută de Biserica Catolică, susținerea vine și din partea protestanților și evanghelicilor, precum pastorul Rick Warren de la Biserica Saddleback din California, care a abordat această problemă la postul de televiziune ABC. Are cineva dreptul să hotărască cum îți practici credința? Nu sunt împotriva contracepției. Sunt protestant, sunt evanghelic, dar îi susțin pe frații și surorile mele catolice să creadă ceea ce doresc să creadă. Episcopii au programat ceea ce ei numesc două săptămâni de libertate, premergătoare zilei de 4 iulie, ca toată energia comunității catolice să se concentreze pe apărarea libertății religioase. Înainte să moară, profetul islamului, Mohammed, a declarat că în peninsula arabă nicio religie nu poate coexista cu islamul, aceasta însemnând că islamul trebuie să stăpânească regiunea. Liderii musulmani de astăzi iau în serios cuvintele lui Mohammed. Marele muftiu al Arabiei Saudite a emis o nouă fatva, sau lege religioasă, ca toate bisericile din peninsula arabă să fie distruse. A fost o declarație șocantă făcută de autoritatea religioasă supremă, care nu a avut parte de atenția mass media, iar administrația Obama nu a oferit niciun comentariu. Marele mufti încurajează distrugerea bisericilor într-o vreme în care bisericile din Egipt, Nigeria, Irak, Pakistan și Indonezia sunt asediate câteodată cu enoria și în ele. Cliff May este președintele Fundației pentru Apărarea Democrațiilor din Washington. El spune că afirmațiile muftiului saudit fac parte dintr-o serie de acțiuni tulburătoare. Cred că este una din cele mai importante știri din zilele noastre, dar mass media refuză să o prezinte. Este vorba de persecuția și epurarea în creștere a creștinilor din lumea musulmană. Expertul în Orientul Mijlociu, Raymond Ibrahim, a scris recent că în luna februarie au fost atacate și distruse biserici și mănăstiri creștine din 9 țări musulmane. În același timp, Ibrahim a observat că în lumea musulmană au fost uciși, bătuți sau hărțuiți 10 de creștini. Doar despre aceasta s-a vorbit în mass media. Așa numita primăvara arabă, care a facilitat ascensiunea la putere a fraților musulmani, a răutățit situația pentru creștinii din regiune, peste tot, mai puțin în Israel. Israel's Christian population will always be free to practice their faith. That's the only place in the Middle East where Christians are fully free to practice their faith. Chiar dacă creștinii părăsesc Orientul Mijlociu în masă, numărul lor a crescut de 1000 de ori de la înființarea statului Israel în 1948. Creștinii se găsesc în toate straturile societății. Ei sunt în Knesset, în Curtea Supremă, în Academie. Ambasadorul israelian în Statele Unite, Michael Oren, a declarat că arabii creștini care locuiesc în Israel sunt printre cei mai educați și prosperi oameni din Orientul Mijlociu. Toți creștinii, cetățeni și turiști deopotrivă au acces gratuit la locurile sfinte. Noi le protejăm. Câțiva ani în urmă a fost o tentativă de a construi o moschee în Nazaret, chiar peste Biserica Bunei Vestiri. Israelul a intervenit și a oprit acest proiect. Lucrurile nu sunt mereu perfecte. Evreii care cred în Isus au suferit de-a lungul anilor. Totuși, situația creștinilor din Israel este total diferită de cea a creștinilor din Gaza și West Bank, unde creștinii sunt persecutați și chiar uciși. Grafitiul spune tot. Bine ați venit în Belgistan. Deși musulmanii sunt încă o minoritate în Belgia, în capitala Bruxelles ei reprezintă deja cel mai mare grup religios, numărând un sfert din populația orașului și preconizează că vor deveni o majoritate în mai puțin de 20 de ani. Cea mai agresivă grupare musulmană este Sharia Belgium, care s-a folosit de amenințări ca să pună capăt unei discuții despre musulmanii moderați în urmă cu câteva luni. Am discutat cu liderul grupului
întrebării Sharia Belgium, Fawd Belkacem, alias Abu Imran. Sharia Belgium este o grupare islamică care nu este luată în serios, dar au apărut foarte serioși când mi-au spus că musulmanii vor domina Belgia și întreaga lume. Credem că legea Sharia va domina. Credem că Sharia va fi adoptată în întreaga lume. Sharia Belgium este un coșmar al relațiilor publice pentru grupările musulmane care încearcă să se distanțeze de radicalism și de legea Sharia. Imran a fost foarte deschis față de noi și a spus că islamul și legea Sharia sunt inseparabile și că democrația este diabolică. Să fie clar, Sharia înseamnă islam. Nu este nicio diferență între islam și Sharia, doar numele diferă. Democrația este opusul legii Sharia și a islamului. Credem că Allah este legislatorul. Allah face legile. El ne spune ce trebuie permis și ce trebuie interzis. Cunosc niște musulmani care se consideră democrați și se opun legii Sharia. Sunt ei musulmani adevărați? Este foarte amuzant să aud că cineva a întâlnit un musulman democrat. E ca și cum aș vorbi cu un evreu creștin sau cu un evreu musulman. E ceva imposibil. Cum să existe un evreu musulman sau un creștin evreu? Musulmanul care spune că e împotriva legii Sharia nu e musulman. E imposibil. Ca în multe state din Europa, și în Belgia se pregătește un război cultural împotriva islamului. În ianuarie, moscheea Charleroi a fost profanată cu desenul unui cap de porc. Apoi, fiica președintelui partidului de dreapta din Belgia, Sophie de Winter, a pozat purtând costum de baie și un văl islamic. Imaginea este completată de cuvintele: libertate sau islam. Cineva a mâzgălit posterul acoperind-o pe fată în întregime cu burca. De Winter a fost amenințată cu moartea. Imran a postat pe YouTube o filmare în care îl numea proxenet pe Philip de Winter, fiindcă a lăsat-o să pozeze în costum de baie. Această comunitate este una murdară și depravată. Islamul își antrenează forțele. Musulmanii au atacat fete purtând costume de baie, au vandalizat simbolurile creștine și evrești, iar în cartierele musulmane au adoptat legea Sharia. Orașele mari din Europa sunt primele locuri în care putem vedea ce se întâmplă când majoritatea devine musulmană. Vedem aceasta în Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, Anvers. Sam Van Roy este co-editorul unei cărți numită Islamul, eseie importante despre o religie politică. Islamul este o ideologie fascistă și nu o religie precum creștinismul sau iudaismul. Pericolul e că are o latură religioasă. Nu e precum comunismul sau nazismul, care sunt doar niște ideologii. Islamul are câte puțin din fiecare. Imran așteaptă clipa în care legile belgiene vor fi înlocuite cu legea Sharia, alături de pedeapsa cu amputarea pentru furt, uciderea cu pietre pentru adulter și pedeapsa cu moartea pentru homosexuali. Când aud de Sharia, cei mai mulți se gândesc la amputări și la uciderea cu pietre. Aceasta reprezintă doar 0,1% din Sharia. Știați că în cei 1203 ani de stat islamic, am avut doar 60 de amputări de mâini, în 1300 de ani doar 60 de mâini. Este acesta un număr înspăimântător? Dacă nu sunt infractor, de ce se tem de Sharia? Se apropie o confruntare cu legea Sharia din cauza natalității ridicate la musulmanii care schimbă peisajul politic. De 4 ani, cel mai comun nume pentru nou-născuți este Mahomed. Crezi că e doar o problemă de timp până când musulmanii vor deveni o majoritate? Chiar și necredincioșii spun că în 2030 musulmanii vor forma majoritatea în Belgia. Even 40% din elevii școlilor din Anvers sunt musulmani. E doar o problemă de timp, iar noi nu avem nicio problemă cu asta. Imran a oferit sfatul lui albilor din Belgia. Dacă vor să ne oprească, trebuie să se căsătorească cu 4 femei și să facă mulți copii. Dacă fac asta, ar putea avea o șansă. Altfel, e imposibil. Van Roy este de aceeași părere cu el. Nu cred că se vor opri. Sunt foarte pesimist. Tot mai mulți belgieni vor părăsi Bruxelles și în câțiva zeci de ani va deveni o capitală islamică. Victoria lui Allah este aproape. Europa trebuie să se pregătească pentru invazia islamică.
Pe lângă condițiile precare și sărăcia în care trăiesc oamenii, totuși, nevoia lor cea mai mare este nevoia de a auzi despre Dumnezeu. Nevoia de Evanghelie și de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu în această parte a Africii este extrem de mare. Din câte am vorbit cu frații de acolo din Uganda și din câte am văzut și noi, sărăcia este extrem de mare. Uganda este țara cu cel mai mare număr de copii bolnavi de SIDA. Boala este destul de răspândită. De asemenea, vrăjitoria în regiune este un lucru la care apelează foarte mulți. Chiar am auzit că mai sunt încă unele triburi în zona rurală în care se sacrifică copiii mici. De aceea credem și noi, alături de biserica locală Lift Up Jesus, care este o lumină în localitate, că e nevoie de Evanghelie. The gospel was not penetrating so deep because of the religious influences. It is a place which was very hard, but we prayed to God that how can we make the gospel relevant to the community. Give us wisdom on how we can let the doors for the gospel be opened. Deși nu a vorbit despre asta, Dumnezeu le-a dat aceeași dorință atât pastorului Chiza și soției lui, cât și fratelui Pavel Duma din Seattle, SUA. Era dorința de a înființa un post de radio creștin în Africa. We started, God gave us ideas. We started praying for various items. One of the things we prayed for was a radio station, a Christian radio station. In Kabale, we don't have any Christian radio station. Când am auzit că de 10 ani se roagă pentru o stație de radio creștină în Kabale, am fost deosebit de încurajați. Am simțit că este călăuzirea lui Dumnezeu ca să mergem împreună în acest proiect. Știu că pastorul Chiza, de mai bine de 3 ani de zile, are o emisiune la unul din cele două posturi de radio locale, Voice of Kigezi. Are o emisiune creștină de 20 de minute, pentru care plătesc un preț destul de scump ca să apară acolo. Nu odată li s-a întâmplat să fie refuzați, să li se spună că astăzi nu pot intra în emisie. Și am simțit durerea lor, am simțit dorința lor aprinsă de a duce Evanghelia mai departe. De aceea credem că și din acest punct de vedere, prezența unui post de radio creștin va fi împlinirea unei dorințe, împlinirea unui vis, a unei viziuni. Și așa cum spune Biblia, o dorință împlinită este un pom de viață și credem că va fi un pom de viață pentru toți locuitorii din Kabale. You know, Kabale is like a gateway. When you are in Kabale, you can impact various nations. You can impact Rwanda, you can impact Burundi, you can impact Tanzania, you can impact Congo and Uganda itself, the most parts of Uganda, the western part. So when you're in Uganda and you talk like this radio, the secular radio which was here, it has so many listeners, like 16 million people listen to this radio from all those nations. So we said if we only had a Christian radio, the gospel would reach all these 16 million people. So we started praying for a Christian radio. Credem și noi, alături de biserica locală Lift Up Jesus, care este o lumină în localitate, că e nevoie de Evanghelie și e nevoie de Evanghelia răspândită prin radio. De ce? Pentru că peste 90% din locuitori au un radio acasă, chiar dacă nu au televizor, chiar dacă nu au internet, dar au un radio acasă și am văzut chiar și pe stradă, am văzut pe drum, am văzut în piață oameni care au un radio în brațe și ascultă
unul din cele două posturi de radio locale existente. Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor și a deschis uși pentru ca visul de a avea un post de radio creștin să devină realitate. Acum două luni de zile aici era un loc mlăștinos, un loc în care nu puteai să crezi că va fi un radio creștin în care se va putea vesti Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, hrană pentru foarte multe suflete. Conexia pentru luminile de la placa solară. Este un sistem care acoperim pe timp de noapte tot perimetrul casei, dar funcționat pe sistemul solar. Pentru că curentul este destul de scump aici în Uganda. Și am gândit sistemul ăsta ca să fie pentru protecție și aici se întâmplă foarte multe activități neplăcute. We are glad to say that God in heaven has answered that prayer. The radio station, the building is complete, 90% complete. We thank God very, very much for the support from the brothers from Romania. We bless the Lord for them. We thank God very, very much for every seed everybody sowed in this vision. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să cumpărăm cea mai mare parte a echipamentului necesar pentru funcționarea acestei stații. În ce privește producția de programe și echipa care va lucra în cabale la acest post de radio, vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să aducem câțiva lucrători de la Radio Vocea Evangheliei care să facă pregătirea personalului. Vrem să alegem oamenii care vor lucra acolo după criterii profesionale și programele care se vor produce să fie, desigur, în limba engleză, probabil și în dialecte locale, cum este Ruchiga, Waganda, dar cred că va prima producția locală și vrem ca acest post de radio să aibă o culoare locală. Chiar dacă vor fi producții de import, ca să zic așa, unele producții americane în limba engleză, vrem ca ceea ce se va produce acolo să reprezinte bine comunitatea evanghelică locală. Dorința noastră este ca acest post de radio să fie nu doar un instrument în mâna bisericii Lift Up Jesus, ci să fie un instrument în mâna tuturor bisericilor evanghelice, așa încât toți pastorii din localitate să aibă acces, să se simtă reprezentați și, în consecință, lucrarea să fie a Domnului Iisus Hristos pentru orașul și zona aceea din sud-vestul Ugandei. Sunt în Africa ca să mă alătur gândurilor, dorinței și voinței lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor și acordarea de sprijin celor aflați în nevoie. Niciunul dintre noi nu este inutil atât timp cât se îngrijește cât de puțin de nevoile altora. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fiți binecuvântați, amin. Timpul cât am fost aici și am stat împreună cu frații,
Am văzut în toate lucrurile mâna lui Dumnezeu și am simțit rugăciunile celor de acasă, de la Londra, celor din Spania, celor din Irlanda, fraților din America, din Statele Unite, fraților noștri din România și de pretutine care ne-au susținut. Am simțit și bătălia, vreau să spun că a fost foarte mare. Am observat la fiecare frate, fiecare în parte care a fost aici la muncă, am observat o tensiune, am observat o bătălie, nu numai pe teren, ci și în familiile care le-au lăsat acasă. Și pot să spun că doar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit acest lucru. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat oportunitatea ca să muncesc aici împreună cu frații din Uganda, din Africa, și am văzut foarte multă lume aici care dorește să apropie mai mult de Dumnezeu. Am văzut oameni sinceri, am văzut și oameni răi, dar mulțumesc Dumnezeu căci a fost cu noi până aici. De când am venit aici m-am ocupat cu oamenii, cu dirijarea oamenilor și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat că să ajungem la acest final ca să punem acoperișul. Fiind aici cam 2 săptămâni, am constatat că este nevoie de această lucrare și cred că va ajuta mult în Uganda pentru educare, pentru slujire, pentru pregătire și pentru ridicarea conceptului despre Dumnezeu și ne-Dumnezeu, ce este Dumnezeu și cum trebuie să se raporteze ei mai mult la Dumnezeu. Pot să zic că am avut o experiență extraordinară aici. Dumnezeu a atins inima mea și când am văzut nevoile oamenilor de aici, am înțeles că de fapt noi suntem atât de bogați și avem atât de multe lucruri și cred că cel mai mare lucru pe care l-am învățat aici e faptul că Dumnezeu lucrează pretutindeni și vrea să atingă inimile oamenilor cu cuvântul Său. Așa că dacă aveți pe inimă și vreți careva dintre dumneavoastră ca să vă implicați în Africa, în orice zonă și credeți că nu sunteți în stare, credeți că nu aveți soluții, credeți că nu aveți bani, vă încurajez să faceți acest lucru, vă încurajez să vă rugați înaintea Domnului și Dumnezeu va deschide porți. Fiți binecuvântați! One thing I want to encourage everybody's heart is that when you sow your seed, you don't know how many people you are impacting. The gospel of our Lord Jesus Christ, as the Bible says, will be preached to the ends of the earth, and then the end will come. Thank you for facilitating the gospel of our Lord Jesus Christ, and the vision will soon come to pass.